În acest weekend au avut loc fazele județene ale Olimpiadelor la mai multe discipline. În cadrul acestora, elevii romașcani au obținut rezultate foarte bune, calificându-se astfel la fazele naționale ale concursurilor, la chimie, limba și literatura română, limba engleză, limba latină și limba greacă veche. În cadrul Olimpiadei județene la chimie, desfășurată sâmbătă 27 februarie la Colegiul Național Gheorghe Asachi din Piatra Neamț, au participat 50 de elevi. La clasa 8-a, unul dintre cei doi elevi care vor reprezenta județul Neamț la faza națională este Vasile Constantin Ifrim de la școala Vasile Alexandrii din Roman, pregătit de profesor Gianina Condurat. La clasa a 10-a, unul dintre cei doi elevi din județ care va merge la națională este Andrei Manolache de la Colegiul Național Roman Vodă, pregătit de profesor Aurica Enescu. O premieră în școala chimiei nemțene a constat în faptul că la clasa a 12 subiectul a fost propus de o echipă de lucru formată din profesor Paula Leancă de la Liceul Tehnologic Vasile Sav din Roman și profesor Maria Rusu de la Colegiul Tehnic Petru Ponitot din Roman. Sâmbătă 27 februarie la Colegiul Național Calistrat Hogaș din Piatra Neam s-a desfășurat etapa județeană a Olimpiadei de Limba și Literatura Română. Au participat 494 de elevi de la clasele a 5-a și până la a 12-a, dintre care 8 s-au calificat la faza națională a concursului. Între aceștia se numără Eliza Elena Donici, care a obținut premiul întâi la clasa 8-a, cu 20 de puncte, elevă pregătită la școala Vasile Alexandri din Roman de profesor Liliana Moldova. Duminică 28 februarie la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava a avut în loc etapa regională a concursului de discurs public în limba engleză. Din județul Neamț au participat 15 elevi, 7 dintre aceștia calificându-se la etapa națională a concursului. Printre performeri se numără Alexandra Nichita din clasa 12-a de la Colegiul Național Roman Vodă, elevă pregătită de profesor Laura Sandu, care obținut premiul al 3-lea cu 96 de puncte. Semifinala națională se va desfășura în București pe 3 aprilie. Aprilie, iar finala pe 4 aprilie. Etapa ștețeană a Olimpiadei de limbi clasice s-a desfășurat duminică 28 februarie la Colegiul Național Roman Vodă, participând elevi din clasele a 8 -a și până la a 12 -a la limba latină și de la clasele a 9-a a 12 -a la limba greacă veche. Cinci dintre elevii calificați la națională sunt romașcani. Diana Maria Hușanu, Bianca Pal și Diana Gabriela Gheorgheanu, toate eleve ale Colegiului Național Roman Vodă, pregătite de profesor Nicoleta Tudor, dar și Andrea Mârț, elevă pregătită de profesor Ana Maria Stoica de la Colegiul Național Roman Vodă și Ioan Doliș, eleva al Liceului Teologic Episcop Melchisedec din Roman, pregătit de profesor Ana Maria Stoica.